Prefectul județului Mehedinți, Cristinel Pavel, a convocat astăzi, 18 mai, în ședință extraordinară, Centrul Local de Combatere a Bolilor Mehedinți, după ce a fost confirmat un nou focar de pestă porcină africană la o fermă de porci din localitatea Vrancea. Și această fermă, care este situată lângă ferma vecină, la care a apărut în urmă cu o săptămână, s-a difuzat virusul pestei porcine, PFA-ul, s-a difuzat și la această fermă, fermele fiind foarte aproape una de cealaltă. Fiind vorba despre un virus, aceasta se difuzează foarte rapid. Deci era imposibil să nu se contamineze, indiferent ce măsuri de biosecuritate și cât de înalte măsuri de biosecuritate luăm noi. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Mehedinți a aprobat măsura uciderii celor 609 porci în exploatație, după care clădirile și vehiculele, precum și echipamentul, vor fi curățate și dezinfectate. Din păcate, iată că s-a extins focarul de pestă porcină africană și la ferma vecină și aici sunt are un efectiv de circa 609 capete, de plus purcei în număr de 330. Vineri 8 mai a fost confirmat primul focar de pestă porcină africană în cazul unei ferme de creștere și reproducție a suinelor din satul Vrancea, comuna Burila Mare.